Vreau să citim un pasaj din 1 Împărați, capitolul 21, primele 16 versete. 1 Împărați, capitolul 21, începând cu versetul 1. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot din Israel avea o vie la Israel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot: dă-mi mie via ta să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună, sau, dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot a răspuns lui Ahab: să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Ahab a intrat în casă trist și mâniat din pricina cuvintelor pe care îi le spusese Nabot din Israel: nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și s-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic. Nevasta sa, Izabela, a venit la el și a zis: pentru ce ți este tristă inima și nu mănânci? El i-a răspuns: am vorbit cu Nabot din Israel și i-am zis: dă-mi via ta pe preț de argint, sau, dacă vrei, îți voi da o altă vie în locul ei. Dar el a zis: nu pot să-ți dau via mea. Atunci Izabela, nevasta lui, a zis: oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Și a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea lui Ahab și le-a trimis bătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. Iată ce a scris în aceste scrisori: vestiți un post, puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lui: tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetate, au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care îi le trimisese ea. Au vestit un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. Cei doi oameni de nimic au venit și s-au așezat în fața lui și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului împotriva lui Nabot: Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. Și au trimis să spună Izabelei: Nabot a fost împroșcat cu pietre și a murit. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab: scoală-te și ia în stăpânire via lui Nabot din Israel, care n-a vrut să-ți o dea pe preț de argint, căci Nabot nu mai trăiește, a murit. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se coboare la via lui Nabot din Israel ca să o ia în stăpânire. Amin. Vă invit să vă reașezați. Să nu poftești. Vorbeam data trecută ceea ce înseamnă pofta. Pofta, există o poftă bună, noi ne urăm ori de câte ori ne așezăm la masă și e normal să fie bună, dar există și o poftă rea. Tot cei care fac școală de șoferi știu că orice mașină are două pedale fundamentale. Acum lăsăm mașinile de tip mai vechi care mi-au și ambriajul, dar în principiu, în esență, mașinile au două pedale fundamentale: accelerația și frâna. Frâna este bună, dar dacă unul se urcă în mașină și ține piciorul doar pe frână, nu merge nicăieri. De asta pofta este bună. Dacă oamenii ține piciorul doar pe frână, nu am mai avea nunți, nu am mai avea restaurante, nu am mai sta la masă, oricum am murit, nu plecăm nicăieri, nu putem trăi mult fără poftă. Pofta este bună în sine. Numai pofta rea, sau pofta când ajunge să fie păcătoasă, ea vizează trei lucruri în general. În primul rând, pofta rea vizează dorințele ilegitime. Atentează la proprietatea altui, acolo sublinia să nu poftești casa aproapelui tău sau vreun lucru care este al aproapelui tău. Vizează pofta rea dorințele ascunse. Oamenii poate nu vor ucide, dar în mintea lor atâta ură și atâta s-ar bucura dacă altul ar face în locul lui. Vedeți, Nabot a fost omorât,
Ahab n-a făcut nimic, dar într-un fel, punându-i pe alții, lăsându-i pe alții să o facă, practic autorul moral al crimei lui Nabot este Ahab, chiar dacă el n-a făcut nimic, el nici măcar nu l-a atins cu un deget pe Nabot. Dorințele ascunse, tu poți poate să nu intri în posesia vreunui lucru, să nu-l furi, dar în mintea ta sau orice alt păcat care are loc în lăuntrul tău, așa cum auzeam deja, spunea fratele Iulian, este singura poruncă ce vizează gândirea, ce vizează lăuntrul omului, ceea ce nu se vede, ceea ce nu poate fi dovedit, probat cumva în vreo instanță, nu poți să spui ce gândeai. Gândurile nu le poate analiza nicio instanță din lumea aceasta, însă există o instanță divină care cunoaște până și gândurile oamenilor. Și într-o zi Dumnezeu va judeca gândurile noastre. Și de aceea, fiindcă El poate judeca gândurile noastre, El ne spune, ia seama la gândurile tale. În al treilea rând, pofta rea vizează și dorințele păcătoase. Curvia, hoția, crima, minciuna și altele. Adică ele stau la bază, lăcomia și așa mai departe. Însă vreau în timpul pe care îl mai avem la dispoziție să privim spre, dincolo de conceptul acesta, nu pofti, să vedem ce înseamnă pofta, pofta rea, folosind această imagine biblică, acest exemplu biblic. Care sunt pașii poftei lui Ahab? Cum a reușit o poftă rea să-l facă pe acest om să comită așa un păcat? Vedeți unde a dus o poftă simplă, îmi doresc via lui Nabot, îmi doresc niște verdețuri, îmi doresc că e foarte aproape de casa mea, e aici lângă mine și până unde s-a ajuns? N-am citit istoria toată acum, dar dacă mergeți acasă și citiți, veți vedea cum acest lucru, această poftă mică, neînsemnată, a distrus casa lui Ahab. Acolo unde a fost ucis Nabot, mai târziu, Izabela, cea care a pus, avea să fie ucisă și acolo câinii aveau să lingă sângele Izabelei. Să nu ne jucăm cu poftele, pentru că pofta pare ceva inocent la început, nevinovat, însă pofta rea, pofta păcătoasă, poate să ducă la consecințe dezastruoase. Dar haideți să privim pe scurt ce s-a întâmplat și câte lucruri urâte, murdare, câte lucruri rele au însoțit pofta aceasta a lui Ahab. În primul rând, primul pas al poftei lui Ahab, primul pas greșit, rău, a fost nerespectarea legii proprietății. Pentru noi este mai greu să înțelegem cum funcționează, dar pe scurt vă spun cum funcționa în Israel legea proprietății. Legea proprietății în Israel funcționa cam așa. Niciun om nu avea proprietatea exclusivă asupra unui lucru. Ea rămânea familie. Într-un fel, nu era o proprietate doar a mea. O primeai de la părinți, o aveai tu și aveai obligația să o dai mai departe la copiii tăi, ea trebuia să rămână pentru veci. De aceea un om care era în lanțul acesta între părinți și copii, nici el nu avea dreptul de proprietate, un om nu putea să o vândă, teoretic nu putea să o vândă, la evrei nu exista termenul de vânzare, nu se putea vinde. Evrei aveau stabilit anul jubiliar, la 50 de ani exista un an în care toate proprietățile se întorceau înapoi la proprietarul lor, al familiei respective. Adică dacă, să spunem, Nabot putea să facă treaba asta, trebuia să se uite la jubileu și el practic nu vindea, el doar avea dreptul să închirieze, de aceea conceptul de vânzare nu exista, era doar un fel de chirie. Și spunea totdeauna când vinzi ceva, vinzi între ghilimele, ții cont de anul jubiliar. Au mai rămas 48 de ani, prețul e mare pentru că e vorba de o chirie. Pentru că tu când cumperi, nu cumperi decât
termen limitat, până la anul jubiliar. La anul jubiliar, proprietatea se întoarce, așa că fii atent, a mai rămas un an, atât, plătești chirie. Asta era conceptul de vânzare și conceptul de proprietate. Era o proprietate permanentă, tu n-aveai voie să vinzi, n-aveai voie să dai în mod exclusiv pentru totdeauna. Nu se putea. Orice vrea Ahab, vrea să treacă dincolo de legea asta proprietății, dincolo de legea asta moștenirii. De aceea Nabot spune, nu pot, e via părinților mei, e moștenirea și eu de aici încolo sunt obligat să o dau copiilor, pentru că ea nu este a mea, e familiei mele, ea părinților mei care mă obligă să o transmit mai departe, e o legea moștenirii. Ahab însă nu ține cont de asta, nu ține cont că Dumnezeu a stabilit asta. Și observați cum oamenii nu mai vor să țină cont de Dumnezeu, de legile lui Dumnezeu, de Scriptură, de legea lui Dumnezeu, pentru că au ei pofta lor care spune nu ține cont, lasă, ne punem noi de acord, îți dau eu ceva mai bun, îți dau eu ceva mai mult decât ar fi prețul ei, cât vrei îți dau. Eu cred că acestea au fost cuvintele lui Ahab, cât vrei, oricât ar costa, nu-i problemă de bani, câți argint vrei atât îți dau, îți dau o vie mai bună, îți dau mai mult orice. Iar Nabot a fost omul care a spus, nu, nu, noi funcționăm după legea asta, noi funcționăm după legea asta și eu nu pot să o dau, nu pot să-ți dau cu titlu permanent, cu titlu de proprietate exclusivă și pentru totdeauna, nu pot asta. În al doilea rând, un alt pas al poftei este că pofta te macină în lăuntru și duce la depresie, la tristețe. Versetul 5, nevastă sa Izabela a venit la el și a zis, pentru ce ți este tristă inima și nu mănânci? Era supărat de tot. Pofta aceea rea care te distruge pe dinăuntru. Depresie, tristețe, nu mai mănâncă, nu mai are somn, s-a culcat, dar nu doarme, gata, nu mai are chef de viață pentru că își dorește ceva. În al treilea rând apare abuzul de autoritate. Vine Izabela în versetul 7 și îi spune, oare nu domnești tu? Oare nu ești tu numărul 1 aici? Oare nu ai tu putere? Oare nu ai tu autoritatea? Oare nu faci tu ce vrei? Și cam asta spune pofta, nu poți să faci tu ce vrei, nu-i viața ta, nu-s banii tăi, nu-i împărăția ta, nu-i al tău, nu ești tu? Cine ești tu? Oare nu domnești tu? Oare nu ești tu liber, oare nu ești tu independent, oare nu ești tu autonom, oare nu poți să faci tu ce vrei? Instigarea asta, abuzul de autoritate. Tu ești împăratul, tu ești domnitorul, tu domnești. Și apoi de la abuz la autoritate se ajunge la minciună, la fals, la uz de fals. Izabela spune, Ahab, liniștit, tu nu faci nimic. Eu scriu scrisori, iau eu ștampila ta, pun ștampila ta, pun semnătura ta, semnez eu în locul tău, vorbesc eu în locul tău și asta nu e altceva decât fals. Ca Ahab să spună, dar eu n-am făcut nimic. Cam așa au făcut marii preoți care l-au ucis pe Iisus Hristos cu mâna romanilor. Dar în fața lui Dumnezeu ei nu se pot scuza, nu pot spune noi, nu am omorât, noi n-am făcut nimic. Exact cum au vrut să facă frații lui Iosef când l-au aruncat în groapă. O să moară singur, noi nu l-am omorât. Noi doar l-am împins în groapă. Așa cum o să vedem, noi fac foarte mulți oameni astăzi care, ca și Pilat, vor să se spele pe mâini, să spună, eu n-am făcut nimic, eu l-am declarat nevinovat, luați-l voi, ei au venit, soldații l-au omorât, alții, tot aruncăm vina asupra altora, dar ne bucurăm dacă o fac alții și lăsăm pe alții să facă ceea ce vrem noi să se facă, să împlinească dorințele și poftele noastre. Minciună și fals și uz de fals. Dar următorul pas e masca aceasta a religiozității. Vestiți un post. Vestiți un post însemna o sărbătoare, declarăm, decretăm o zi specială de sărbătoare, nu se muncește în ziua aceea, oamenii toți trebuie să se adune la închinare. Foarte, foarte greu, foarte subtilă și cam din păcate e o mare problemă aceasta, masca asta a religiozității. Și oamenii se adună la sărbătoare, la post. Și observați până unde merge lingușirea, puneți-l pe Nabot în fruntea ei.
dați-i funcții. Puneți-l pe el să fie primul, expuneți-l. Și pe când e Nabot acolo la microfon, se ridică doi oameni de nimic și al șaselea pas, corupția, mita, Izabela trimite scrisorile dregătorilor și bătrânilor, oamenilor care ar trebui să ia decizii, oamenii care conduc cetatea aceea și oamenii ce ascultă. Ascultă și îndeplinesc. Probabil au fost plătiți, probabil li s-a, poate dacă nu au fost plătiți în bani, li s-a promis ceva mai mult, promisiuni și mă rog, oricum, corupție. Și oamenii aceștia ajung apoi la ultimul pas, al șaptelea pas, la care trebuie să fim foarte atenți, nu cumva să spunem asta e povestea lui Nabot, asta e povestea lui Ahab, nu, asta e povestea comună, zilnică a multora dintre noi. Defăimarea, ponegrirea, vorbirea de rău. Și observați cum oamenii aceștia, cei doi oameni de nimic, vin și spun, noi l-am auzit pe Nabot, blestemând pe Dumnezeu și blestemând pe împăratul, vorbindu-l de rău pe Ahab, noi l-am auzit. Și acum stau și mă gândesc la vorbirea de rău, la defăimare. Observați cum Izabela a spus bătrânilor să găsiți doi oameni de nimic. Le dați bani sau ce faceți, dar în general, cine se implică în defăimare și în ponegrirea altora? Doi oameni sau oameni de nimic, oameni care n-au demnitate, oameni care n-au obraz, oameni care n-au nimic de pierdut. Să minci pe baza minciunii tale, să suferi o familie, să moară un om, doar pentru că ți-a spus cineva și dă bine și ți-au spus alții ce să faci, doar așa. Și cei mai mulți care defăimează n-ar avea niciun motiv să o facă, doar gândiți-vă că diavolul caută totdeauna prin biserică, caută ca și în cazul lui Nabot, acei oameni de nimic care să vorbească de rău pe alții, să spună minciuni, să spună atâtea și atâtea lucruri și îi găsește. A găsit în cetatea aceea, s-au găsit doi oameni de nimic să depună o mărturie falsă, mărturia lor să condamne și gândiți-vă la ce a însemnat și câtă grozăvie și ce păcat au comis acei oameni. Ah, dar noi am zis doar vorbe. Nabot a zis, a blestemat pe Dumnezeu și pe împărat. Dacă numărați cuvintele, sunt puține. Bă, sunt câteva cuvinte. Dar cuvintele acelea au distrus o viață. Și cuvintele acelea, observați cum lanțul acesta, verigă după verigă, sunt puse împreună și distrug și se ajunge la crimă. Și se ajunge mai apoi și la autodistrugere, pentru că nu poți să-i distrugi pe alții și să crezi că mergi înainte. Vedeți, e foarte ușor, foarte ușor, de asta e vorba de poftă aici, să-ți dorești ce n-au alții și de multe ori când auzi pe oameni vorbind de rău, îți pui întrebarea, oare ce vrea de la omul respectiv să ia funcția, să ia locul, să ia cinstea, să ia... Sunt lucruri pe care oamenii și le doresc. Și așa cum Cain altădată nu suporta ideea că Abel e mai bun, Dumnezeu privește spre el, trebuie să-l distrug pe Abel ca să rămân doar eu și atunci măcar nu-l aud pe Dumnezeu că mai are Dumnezeu oameni sau că sunt oameni buni, am rămas numai eu. Sau așa cum Ahab a vrut via aceea a lui Nabot și a făcut orice, vorbind de rău, distrugându-l și atunci pun mâna pe via lui Nabot. E foarte ușor și gândiți-vă la faptul acesta, plecat atât de simplu, o istorie succintă, scurtă, dar care are atâtea conotații actuale pentru fiecare dintre noi. Cât de ușor te poate cuprinde lanțul acesta al poftei, verigă după verigă, nerespectarea legii proprietății, cuvântului lui Dumnezeu, depresia, tristețea, nu-ți stă bine, ești supărat, nu mai mănânci, abuz de autoritate, totuși tu ești șeful, totuși tu comanzi, totuși tu ești la putere. Minciună, fals, uz de fals. Pecete, scrisori semnate în numele lui Ahab, dar nu scrise de Ahab, scriu alții. Îi pui pe alții să o facă.
Apoi Izabela nici ea nu se duce ea să depună mărturie, îi pune pe bătrâni, bătrânii nici ei nu fac, bătrânii găsesc la rândul lor oameni de nimic care să se ridice, să defaime, să ponegrească, să mintă în fața altora și astfel un om nevinovat, un om care respectă legea lui Dumnezeu, un om care își respectă părinții, un om care își respectă viitorul, moare nevinovat pe baza vorbelor unor defăimători, unor oameni care doar vorbesc de rău, n-au niciun motiv să o facă, doar cineva i-a plătit sau chiar poate au făcut-o gratis, pentru că oamenii de nimic. Din păcate, masca religiozității, vestiți un post, faceți o sărbătoare, vă prefaceți că vă închinați, eu vreau binele bisericii, eu vreau sfințenie și uite ce păcătos e celălalt, uite ce rău e Nabot, ăla blestemat. Vă dați seama cât de ușor i-a prins cu masca asta a religiozității? Cei care vorbesc de rău totdeauna spun, frate, noi vrem sfințire, noi vrem neprihănire, astea sunt niște păcătoși, niște nemernici, niște impostori, niște hoți, niște, și începem. Dar totul e ascuns ca să dea bine masca religiozității. Noi vestim un post, noi vrem apropiere de Dumnezeu. Vă dați seama că postul e o zi sfântă, o zi de smerire, o zi de apropiere de Dumnezeu. L-au pus în frunte pe Nabot și după aia s-au ridicat doi. Nabot nu-i bun de nimic. Nabot e unul care bleastămă, unul care vorbește de rău, unul care nu se supune, care vorbește de rău pe împărat, care a făcut și apare corupția, se găsesc oameni de nimic, defăimarea și observați numai actul acesta care foarte ușor ne poate prinde pe fiecare din noi, defăimarea, ponegrirea, care pot să-i distrugă pe alții, pot să-i rănească pe alții. Cât de ușor pot fi prinși oamenii în lanțul acesta, mai ales cu veriga aceasta, mulți îl prinși. Și totul pornește de la pofta cuiva. De asta spunea și fratele Iulian de pofte, mai ales la nivel de biserică, să fim foarte, foarte atenți. Pentru că pofta unuia de a predica, pofta altuia de a conduce, pofta altuia de a lua decizii, pofta altuia de a fi și el ceva, de a apărea și el, de a fi și el. Ei, bine, și poftele astea distrug multe biserici. Dacă biserici se distrug astăzi, dacă în biserici, în general, sunt certuri sau sunt probleme, totdeauna, nu uitați, de aici pleacă, de la pofta cuiva de a conduce, pofta cuiva de a fi și el pe undeva, pofta cuiva de a deține și el o funcție. Și poate pofta asta, apoi folosind toate lanțurile acestea, toate verigile acestea, se duce în față. Și se distrug biserici, se distrug familii și se distrug vieți pentru că oamenii nu sunt atenți să-și controleze poftele lor. De aceea mă rog că Dumnezeu să ne lumineze astăzi, să avem întotdeauna echilibru, să avem ceea ce se numește înfrânarea poftelor. Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne ajute. Haideți să ne ridicăm.